Dragi concetățeni, stimați reprezentanți a presei, ne bucurăm să-l avem astăzi la Chișinău pe domnul Siegfried Mureșan, copreședinte a Comitetului Parlamentar de Asociere RMUE, președinte al delegației din partea Parlamentului European. Mai întâi, făcând uz de această ocazie, aș dori să-l felicit pentru ordinul de onoare care a fost conferit ieri de către doamna președinte pentru meritele domniei sale deosebite în promovarea Republicii Moldova la Bruxelles și a intereselor cetățenilor Republicii Moldova, lucru pentru care îi mulțumim din suflet. În contextul sesiunii de astăzi a Comitetului Parlamentar de Asociere, s-a discutat întreaga problematică, atât subiecte legate de pandemie, acordul de asociere, criza gazelor, problematica transnistreană. Am făcut o trecere în revistă sinceră, onestă, a dificultăților care ne confruntăm, dar și a micilor noastre realizări, care, în pofida tuturor dificultăților, le-am obținut în această perioadă, inclusiv în domeniul economic, social, dar mai cu seamă am constatat cu mare satisfacție gradul enorm de încredere și deschidere a partenerilor noștri de la Bruxelles în contextul, în rezultatul alegerilor din această primăvară, când Parlamentul Republicii Moldova și Republica Moldova în ansamblu au obținut o majoritate parlamentară stabilă, pro-europeană, și acum trebuie să valorificăm această deschidere din partea bunilor noștri prieteni din Parlamentul European, în primul rând, dar și din Comisia Europeană. Și acel memorandum semnat în această săptămână de către domnul președinte Igor Grosso la Bruxelles cu președintele Parlamentului European Sassoli este confirmarea acestui înalt grad de încredere și potențialul acestui document urmează să-l valorificăm pe deplin și inclusiv acest lucru l-am discutat cu domnul președinte Mureșan, cum putem utiliza plenar acest document în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova printr-o mai bună profesionalizare a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova și printr-o mai bună colaborare, o mai strânsă cooperare, inclusiv la nivel de comisii, cu prietenii noștri și partenerii noștri din Parlamentul European. După cum spuneam, le mulțumim colegilor noștri din delegația Comitetului Parlamentar de Asociere pentru sprijinul constant pe care l-au pentru cetățenii Republicii Moldova, acolo la Bruxelles, pentru că fără sprijinul domniilor lor ne-ar fi fost mai complicat să obținem acele realizări de care ne-am bucurat în această perioadă. Nu în ultimul rând sprijinul în criza gazelor, cele 60 de milioane de euro a fost un sprijin extrem de generos, acel grant care a fost oferit cetățenilor Republicii Moldova, la fel criza pandemică, din prima zi Uniunea Europeană ne-a fost alături, platforma COVAX a ajutat enorm cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de cele vaccinuri salvatoare. Și cu siguranță beneficiile noastre economice constante, care emană din acordul de asociere, pe care trebuie să-l îndeplinim în continuare pentru a beneficia plenar de sprijinul și deschiderea Uniunii Europene. Încă o dată le mulțumim colegilor noștri din Parlamentul European și domnului Mureșan, în primul rând, pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova și cetățenilor Republicii Moldova. Domnul Mureșan, mă rog. Mulțumesc mult, bună ziua, bine v-am regăsit, domnule președinte, vă mulțumesc mult pentru primirea pe care dumneavoastră, alături de colegele deputate și colegii deputați, ne-ați făcut-o zilele acestea la Chișinău. Ieri și astăzi am condus o delegație a Parlamentului European ce s-a aflat în vizită aici la Chișinău. Scopul nostru principal a fost să vă asigurăm de tot sprijinul Parlamentului European în procesul de reformare și de modernizare al Republicii Moldova, în care v-ați angajat în mod foarte convingător în ultimele luni. Dorința noastră este să ajutăm cetățenii Republicii Moldova cât mai mult în perioada următoare. La începutul acestei săptămâni, președintele Parlamentului European și președintele Parlamentului Republicii Moldova au semnat la Bruxelles un memorandum de înțelegere. Și obiectivul vizitei noastre este să umplem de viață și de conținut acest memorandum de înțelegere, să întărim cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Realitatea este că provocările, preocupările, grijile sunt aceleași atât în Republica Moldova cât și la nivel european. Trebuie să apărăm valorile europene, să luptăm pentru o justiție puternică, independentă, pentru statul de drept.
trebuie să facem față situației economice de la nivel mondial, inclusiv șocului inflaționist. Trebuie să ne asigurăm furnizarea cu energie, securitatea energetică, să facem față crizelor generate de creșteri de prețuri, care își au originea în afara Uniunii Europene, ne afectează deopotrivă Republica Moldova și Uniunea Europeană, siguranța cetățeanului, securizarea frontierelor, tranziția spre o economie mai curată, mai modernă, verde și digitalizată, sunt preocupări comune pe care le avem atât în interiorul Uniunii Europene cât și în Republica Moldova. Vom lucra mai strâns în aceste domenii și vom lucra mai strâns și la nivel parlamentar. Am avut astăzi primul schimb de opinii pe aceste teme. Ne propunem ca parlamentarii din comisiile de specialitate din Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European să lucreze mai strâns împreună, să se afle într-un dialog, pentru ca oricând apar probleme să le putem rezolva după o bază comună de, pe o bază comună de înțelegere. Ne-am întâlnit pe parcursul vizitei noastre cu președinta Republicii Moldova, cu doamna prim-ministru, ne-am întâlnit cu numeroși miniștri, cu ministrul Justiției, ministrul Economiei, al Finanțelor și al Afacerilor Externe, ne-am întâlnit cu societatea civilă, ne-am întâlnit ieri cu reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare în Parlamentul Republicii Moldova și astăzi în Comitetul Parlamentar de Asociere. Am acordat o atenție deosebită componentei parlamentare în cadrul acestei vizite și vreau să vă relatez din ședința de astăzi a Comitetului Parlamentar de Asociere că am făcut în primul rând o evaluare a implementării acordului de asociere. Considerăm că implementarea în condițiile actualei guvernări merge foarte bine și vedem dorința autorităților de la Chișinău de a fructifica pe deplin potențialul acestui acord de asociere. Acord de asociere care a dus la creșterea exporturilor spre Uniunea Europeană, creșterea importurilor dinspre Uniunea Europeană. Asta înseamnă oportunități suplimentare de investiții aici la Chișinău, de locuri de muncă, salarii stabile și bine plătite din partea investitorilor europeni și de asemenea exporturile crescute spre Uniunea Europeană asigură locuri de muncă aici, asigură existența și dezvoltarea multor agenți economici. Deci am avut o discuție foarte bună privind componenta economică și de liber schimb a acordului de asociere. Am avut de asemenea o discuție foarte bună legată de reforma justiției pe care Parlamentul European a considerat-o întotdeauna prioritară. Oamenii trebuie să știe că niciun cetățean care respectă legea nu are a se teme de nimic, iar cei care încalcă legea, evident, trebuie trași la răspundere sancționați, conform legislației în vigoare. Buna funcționare a justiției, o justiție puternică, independentă, care să-și îndeplinească misiunea, este o prioritate atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în țări cum este Republica Moldova, cu care avem legături extrem de strânse. Am discutat de asemenea despre situația epidemiologică și aș dori să felicit guvernul pentru măsurile extrem de clare luate în ultima perioadă, care au ajutat Republica Moldova să facă față mult mai bine decât alte țări acestui val 4. În plus, am discutat, după cum a spus domnul președinte, am evaluat situația din regiunea transnistriană, am avut un schimb comprehensiv de opinii pe toate aceste subiecte și am stabilit de comun acord ca următoarea reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere să aibă loc în prima parte a anului următor la Bruxelles, când ne vom bucura să găzduim colegii parlamentari din Parlamentul Republicii Moldova. Avem multe de făcut și în perioada următoare. După cum știți, Republica Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene, căreia Uniunea Europeană i-a oferit un pachet de asistență economică de 600 de milioane de euro menit să redreseze economia și societatea ca urmare a crizei generate de coronavirus. Sprijin pentru oamenii afectați, pentru întreprinderile afectate, pentru regiunile afectate. Vom începe lucrul, dorim ca Republica Moldova să absoarbă cât mai mulți din acești bani cât de curând în sprijinul oamenilor și al întreprinderilor. Ne bucurăm că au existat progrese
în relația cu Fondul Monetar Internațional, de îndată ce acest acord va fi finalizat, noi suntem de asemenea dornici, dispuși și interesați să continuăm și sprijinul sub forma asistenței macrofinanciare, unde, sigur, Comisia Europeană va trebui să facă o propunere, noi, Parlamentul European, trebuie să dăm votul, iar noi, europarlamentarii care am fost în aceste zile la Chișinău, vom milita pentru adoptare cât mai rapidă a sprijinului pentru Moldova în plenul Parlamentului European. Cam acestea au fost lucrurile discutate astăzi. Aș dori să mulțumesc, domnule președinte, în mod deosebit ambasadorului Uniunii Europene, care ne reprezintă aici în Republica Moldova, aș dori să mulțumesc pentru tot sprijinul pe care domnia sa și echipa de colegi extrem de competenți de aici l-au dat delegației noastre. Vreau să știți că în momentul de față există în Parlamentul European o majoritate clară care dorește întărirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Există acum în Parlamentul European o majoritate clară care dorește apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Acesta este contextul în care lucrăm. Ne bucurăm că Republica Moldova este astăzi condusă, guvernată, ca urmare a alegerilor anticipate, de un guvern ce se bazează pe o majoritate clară, transparentă, la vedere în Parlamentul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău se bucură în momentul de față de o largă încredere și susținere la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și asta ne dă potențialul să fructificăm tot acest cadru pentru a ajuta cât mai mult oameni, așa cum am făcut-o și pe durata crizei generate de coronavirus și acum în criza gazelor. Cu cât dialogăm mai mult, cu atât putem face mai multe lucruri împreună, cu atât putem ajuta oamenii mai mult. Încă o dată vă mulțumim mult. Răspundem cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Stimate domnule Mureșan, dumneavoastră ați menționat despre faptul că prezența unui acord cu FMI ar putea determina Uniunea Europeană să ia în considerare posibilitatea acordării unei noi asistențe financiare. Dacă acest acord va fi agreat de bordul FMI până la sfârșitul lunii decembrie, pe când ar putea fi vorba despre asistența financiară și care ar fi condiționalitățile pe care autoritățile de la Chișinău trebuie să le îndeplinească pentru a primi acești bani? Mulțumesc. Noi mereu în ultimii ani am dorit să ajutăm cât mai mult cetățenii Republicii Moldova și mereu când autoritățile de la Chișinău au lucrat în parteneriat cu instituțiile europene, am fost capabili să ajutăm. Au existat mereu în ultimii ani propuneri de asistență macrofinanciară și cu cât progresele înregistrate de guverne au fost mai rapide, cu atât tranșele au putut veni mai repede. Propun să așteptăm acum încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv analiza Fondului Monetar Internațional cu privire la economia Republicii Moldova, cu privire la nevoile economiei Republicii Moldova și după aceea vom fi în situația pozitivă ca din partea instituțiilor europene să propunem acest pachet de asistență macrofinanciară. Comisia Europeană va face propunerea, după care Parlamentul trebuie să dea votul final, pas cu pas. Întâi să vedem finalizat acordul cu Fondul Monetar Internațional, după care sunt convins că într-un orizont scurt de timp vom fi și noi în poziția de a spori printr-o asistență macrofinanciară sprijinul nostru pentru Republica Moldova, în plus față de suportul bugetar de 60 de milioane ce a fost oferit pentru depășirea crizei gazului, în plus față de banii care vin oricum permanent pe proiecte. Deci, cât de curând. Bună ziua! Mariana Mesejnică, din Săbiștec, Ucraina. Domnule Mureșan, am o întrebare despre cooperare regională și cum evaluați dumneavoastră potențial formatul ulterior de asociere și care conținutul trebuie să aibă ca să fie mai funcțională și mai practică. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Noi dorim întărirea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în ansamblu și încurajăm, evident, întărirea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și orice stat membru al Uniunii Europene, dar încurajăm deopotrivă și cooperarea regională. Schimbul între oameni, între tineri, între ONG-uri, între Republica Moldova, Ucraina, Georgia, țări din regiune, tineri care au preocupări comune, întreprinzători care au preocupări comune și potențiale afaceri la comun,
Deci schimburile între persoane, schimburi între ONG-uri, în domeniul educației, întreaga schimburilor comerciale, economice, construcția de proiecte de infrastructură comune, în domeniul infrastructurii de transport, infrastructurii energetice, infrastructurii digitale, toate acestea sunt utile și le încurajăm. Deci cu cât mai multă cooperare în formatul acestui trio, cu atât mai bine. Noi înșine, de la nivelul Uniunii Europene, evaluăm evoluția Republicii Moldova ca fiind una extrem de favorabilă în ultimul an. Evoluțiile din Republica Moldova sunt exact genul de evoluții pe care dorim să le vedem și în alte țări din vecinătatea imediată a Uniunii Europene, din vecinătatea estică. Vedem în Republica Moldova un președinte, un guvern și o majoritate parlamentară care sunt atașate modernizării țării, reformării țării, care sunt atașate valorilor europene și care doresc o cooperare mai strânsă cu parteneri internaționali, cooperare care este în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Cu cât există mai multe inițiative comune la nivelul trioului, inclusiv pe noile priorități, reducerea dependenței energetice, tranziția spre noi surse de energie regenerabile, spre energie verde, digitalizare, întărirea instituțiilor publice, întărirea instituțională, cu atât mai bine cooperări în toate aceste domenii sunt binevenite, iar noi, de la nivel european, vom acorda fiecărei țări sprijinul de care are nevoie, în mod particular, dar, în plus, încurajăm și cooperarea dintre aceste trei țări și ați văzut chiar săptămâna aceasta reuniunile la cel mai înalt nivel la Bruxelles, care dovedesc că această cooperare ajută Republica Moldova și acest trio este un format suplimentar care permite Republicii Moldova să fie reprezentată, să-și articuleze prioritățile și mesajele pe plan european. Că vreau să vă întreb pe ambii, pentru că ați vorbit despre democrație și stat de drept, cum comentați ultimele evoluții politice de la Chișinău în legătură cu solicitarea autorității electorale din Republica Moldova către o instanță de a scoate din cursa electorală un concurent electoral la alegerile locale? Într-adevăr, noi, așa cum bine cunoașteți, am fost mereu promotorii unui proces electoral echitabil, corect, prin respectarea intereselor cetățenilor de a alege liber într-un scrutin democratic. Noi am respectat mereu legea și avem așteptările ca și toți ceilalți să facă la fel. În scrutinul la care vă referiți, înțelegem că au fost o serie întreagă de contestații și una din ele din partea Comisariatului de Poliție Bălți, care a fost examinată în ședința CEC-ului și a fost luată decizia respectivă. Așteptăm să se expună instanțele Republicii Moldova, așa încât să vedem care va fi rezultatul deciziilor din sistemul judecătoresc. Pentru noi este important ca cetățenii să aibă posibilitatea să aleagă într-un mod democratic, corect, așa cum am demonstrat-o noi prin toate participările noastre electorale. Ca oameni politici nu trebuie niciodată să comentăm deciziile instanțelor, să le punem sub semnul întrebării. Ca oameni politici avem obligația să ne asigurăm că justiția este independentă, este puternică și își îndeplinește misiunea. De asemenea, ca oameni politici avem nevoie să veghem la buna funcționare a instituțiilor statului, nu să ghidăm instituțiile statului într-o anumită direcție. De aceea, ca om politic, vă spun că aștept ca instituțiile statului, conform competențelor pe care le au pe baza cadrului legal din Republica Moldova, să își îndeplinească misiunea. Deci nu am nicio dorință specială aici, ar fi nepotrivit. Autoritățile fiecare, pe baza competențelor lor și după aceea instanțele trebuie să vegheze la respectarea legii și să ia deciziile pe baza competențelor pe care le au. Noi, ca oameni politici, suntem în acest caz simpli spectatori și trebuie să veghem la buna funcționare a instituțiilor și a legilor. Da, și încă o întrebare. În comentariile și observațiile Comisiei Europene legate de implementarea acordului de asociere pentru Republica Moldova, una din restanțe ar fi lipsa unei strategii de recuperare a
bunurilor fraudate de pe urma jafului bancar care a avut loc. Vreau să vă întreb pe ambii dacă Chișinăul, în special pe domnul Popușoi, dacă Chișinăul are la ora actuală o asemenea strategie de recuperare a acestor bani din băncile fraudate, pentru că la Chișinău s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. După jaful bancar au venit investitori străini, au venit investitori din Bulgaria și România și au investit în aceste bănci fraudate, au procurat aceste active toxice. Bine, au fost cumpărători de bună credință, dar oricum mai rămân încă anumite comentarii aici legate de transparența acestor acțiuni. Iată, în acest context vreau să vă întreb. Într-adevăr, cât privește strategiile, noi suntem destul de bine cu strategiile, mai prost suntem cu implementarea lor și cu returnarea banilor furați. Și acest lucru este dovada instituțiilor slabe și nefuncționale pe care le avem. Ori de 6 ani de zile merge procesul în instanță și nu mai poate să ajungă la capăt. Un cetățean simplu comite o infracțiune relativ simplă și ajunge să fie în pușcărie foarte repede. Pe când furtul miliardului, vedem a 6-lea an, nu îi se mai vede capătul acestui dosar. Anume din această cauză, Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care am onoarea să-l reprezint, a învins în alegerile din această vară cu un mandat clar anticorupție și un mandat pro-reforma justiției. Mandat pe care avem toată determinarea să-l implementăm. Vedeți deja primele semnale din justiție, când unii judecători, probabil simțindu-se cu musca pe căciulă, părăsesc sistemul, părăsesc barca, în virtutea evaluării externe care se apropie, dar această evaluare externă va elimina din sistem acei judecători și procurori care nu și-au făcut treaba și oricât de multe strategii nu s-ar elabora, dacă cei care trebuie să le implementeze și nemijlocit să-i condamne pe cei care au încălcat legea și au păgubit acest stat și cetățenii acestui stat, nu-și fac meseria, sau și mai rău, dacă sunt partași a acestor procese, fiind în cârdășie cu cei care au fraudat și au devalizat acest stat, acei oameni vor trebui să plece. Și avem sprijinul tuturor partenerilor noștri pentru reforma justiției, pentru că această reformă este eminamente în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Fără o justiție independentă, competentă, integră, nu putem spera la o dezvoltare economică sustenabilă, reală și la creșterea veniturilor și a standardelor de trai în Republica Moldova. De aceea, reforma justiției va fi implementată și acest lucru cu siguranță se va răsfrânge în timp util și asupra proceselor legate de furtul miliardului, care trebuie să recunoaștem la o distanță de 6 ani, este tot mai complicat să fie recuperate acele active, dar lucrurile acestea trebuie făcute și vedem că au și fost unele succese, adevărat mici, de returnarea banilor în Republica Moldova din diverse jurisdicții. Vom munci în continuare și grație inclusiv a sprijinului pe care îl avem din partea partenerilor europeni și la nivel bilateral în țările europene și nu doar, vom returna acei bani pe cât va fi posibil. Dar cel mai important, cei care sunt responsabili de această fraudă, trebuie să stea în pușcărie și trebuie aduși în Republica Moldova, de acolo de unde s-au refugiat, din cauza incompetenței sau a cârdășiei, a complicității sistemului de justiție din Republica Moldova. Da, în încheiere doar anchetarea și investigarea fraudei miliardului trebuie să fie o prioritate la nivelul Parlamentului European. Membrii Parlamentului așteaptă soluționarea tuturor cazurilor de fraudă, de spălare a banilor. Investigarea, anchetarea și soluționarea lor cât mai rapidă. Este de neînțeles cum după 7 ani de zile acest caz nu este soluționat. Așteptăm tragerea la răspundere a celor vinovați, dacă se ajunge la concluzia, adică de îndată ce aceștia sunt identificați, tragerea la răspundere a celor vinovați și recuperarea prejudiciului. Soluționarea acestui caz este extrem de important din multe motive. În primul rând, fiindcă oamenii cinstiți au garantat prin bugetul public pentru această fraudă, este de datoria autorităților să rezolve acest caz, să întoarcă sumele fraudate.
Este datoria autorităților să ancheteze, să investigheze, să soluționeze orice caz de fraudă și de corupție, fiindcă corupția înseamnă sărăcie și în cazul acestei fraude oamenii au garantat cu veniturile lor, cu bugetul public pentru stabilizarea sistemului bancar. Soluționarea acestei fraude va da și mai mare încredere investitorilor, oamenilor în sistemul bancar, în economia Republicii Moldova și în autoritățile din Republica Moldova. Soluționarea acestui caz va fi o veste bună și trebuie făcută cât de repede. Mulțumim mult încă o dată pentru prezență și pentru întrebări. Mulțumim mult, domnule Brășan. Mulțumim mult, domnule președinte. Mulțumim. La revedere. Mulțumim, la revedere.